Bine v-am regăsit, stimați prieteni, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni, marți, joi și vineri, intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre protestul care s-a desfășurat ieri în centrul capitalei și despre importanța acestuia pentru viața social-politică din țară. Invitații ediției de astăzi sunt Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara și bine ați venit, domnule Reniță. Bună seara. Și Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara, domnule Roibu. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Reniță, părerile au fost împărțite raportat la acest protest, spuneam, din centrul capitalei, începând de la cifra care oamenilor care ar fi participat și până la importanța acestuia pentru viața social-politică. Haideți să explicăm telespectatorilor mai pendelete care a fost, de fapt, principala miză a acestui protest din centrul capitalei. Cu cifra e foarte simplu, deci sursele mele spun că au fost la ora 12, între 1200 și 1400 de cetățeni. Da. Nu știu dacă sunt toți cetățeni ai Republicii Moldova, dar au fost atâtea persoane. Cred că ăsta e numărul. 1200, 1300, 1400. Cât privește miza, cât privește scopul, mie mi se pare o acțiune care nu a fost gândită până la capăt. Din ce cauză? În primul rând, din cauză că majoritatea populației, după cum le-a demonstrat sondajele, sunt fiică pentru sistemul, pentru scrutin uninominal, fie pentru mixt. Și asta este clar. Cifrele au început să fie schimbate din moment când s-a pus problema schimbării sistemului. Chiar și unele case de sondaje sociologice respectabile au început a arăta alte cifre diferite de cele din ultimii 10 ani care le-au arătat tot ele. Deci asta pune pe gânduri. Până la urmă, deci dacă atâția oameni adună de o regulă, eu cred că 1000 de oameni susțin deci această idee, poate mai sunt cei care n-au reușit să vină. Deci dacă miza este pe acest număr, sigur că este un calcul din punct de vedere politic greșit. Și trebuie de adăugat încă că, de fapt, nici partidele care au participat la acest protest, nici societatea civilă nu au avut, din păcate, propuneri, proiecte de alternativă. Da. Domnule Roibu, spuneți-ne, vă rog, este în voga a protesta? Cum poate fi decodificat mesajul celor care au ieșit în piață și a spune într-un fel sau altul nu proiectului mix și celui uninominal? Mă refer aici la sistemul electoral propriu-zis. Referitor la tendințele de protesta sau nu, barometrul opinii publice din aprilie arată că în intervalul de 3-5% din populația țării, într-un fel sau altul, manifestă protest prin petiții, prin adunări, prin mitinguri, greve și așa mai departe. Și la fel arată o tendință că aproximativ 10 și peste 10% ar fi dispuși să iasă la proteste în cazul în care o forță civică sau politică sau de oricare alt gen ar chema la asta și asta ar întruni cumva interesele lor. Cât privește protestul de organizat de către societatea civilă, eu iau asta în ghilimele pentru că la urmă domnul Barbăroș clar spune că la acest protest s-au luat 5 partide. Da. Și în contextul în care domnul Reniță spune că acolo au fost 1200-1300 de oameni, atunci noi putem singur să tragem concluzii despre reprezentativitatea și legitimitatea masivă și populară a acestui protest pretins. Eu am urmărit foarte atent ce s-a întâmplat pe parcursul la 2 ore și jumătate în fața Parlamentului și cred că nu am să mai comentez referitor la număr, dar am să mă refer puțin la persoanele care au vorbit în fața publicului și ce mesaje ei au dus. În primul rând, pentru mine a fost destul de confuz să văd acolo persoane care nu văd rost, nu doresc și nu fac nimic pentru că Republica Moldova să aibă continuitate sub forma sa de stat, de stat independent. Ceea ce pe mine, de exemplu, mă deranjează, pentru că nu înțeleg cum pe Marie Cebanu, de exemplu, poate să o deranjeze în ce mod să aleg deputați în Parlamentul Republicii Moldova, atât timp cât acesta în viziunea ei trebuie să dispară. Pentru mine asta trezește semn de întrebare. La fel, eu am văzut acolo foarte multe persoane care s-au declarat total detașați de Republica Moldova și au plecat peste hotare.
Pentru că au fost câțiva reprezentanți din așa numită diasporă, dar care criticau tot ce este posibil aici și că Republica Moldova nu mai are niciun viitor, dar care au venit la fel și au manifestat în fața Parlamentului și au expus un mesaj. Am văzut acolo așa numit protest civic, care era numit de pe scenă civic, dar în fapt acolo veneau reprezentanții din spate sau reprezentanții neoficiale unor partide sau reprezentanții grupului Adoptă un Vot, care noi înțelegem din tabăra cui fac parte și care sunt scopurile lor. Și au mai fost de asemenea câțiva reprezentanți care eu nu prea pot să înțeleg consecutivitatea acțiunilor lor și consecvența lor, pentru că la o anumită etapă ei au fost cei care au favorizat la maxim ca guvern, ca guvernarea sau ca tot ce se întâmplă astăzi în țară să aibă loc. Iar astăzi ei protestează împotriva, hai să-i spunem, făpturii lor și ne conving cu aceeași ardoare că de fapt acum ei au dreptate și uită să spună despre poziția pe care au avut-o atunci. Cam asta este părerea mea și eu m-am mirat că nu am văzut acolo alte persoane, colegi de domnul Barbu Roșu, hai să-i spunem, care au fost deputați pe listele Partidului Democrat, să-i văd și să iasă în fața oamenilor ca oamenii să-l vadă când și cu cine el este și când el trebuie de crezut. Domnule Reniță, domnul Roibu făcea referire la cele 5 partide. Să credem că ăsta este efectivul lor? De ce un număr atât de mic? Ultimii care și-au anunțat intenția și au îndemnat, de fapt, susținătorii să iasă duminică la proteste a fost PLD Memo. Eu cred că sunt partidele care nu prea vor să ia în considerație voința poporului. Voința poporului este cunoscută. Și din sondaje sociologice, și din ceea ce prezintă masiv televiziunile și de la un holding și de la al doilea și la al treilea. Deci, dacă întrebe lumea, sigur că ei vor să aibă o relație mai directă cu deputații și să-i controleze. În plus, deci, sunt și nu este de neglijat nici listele celor 850.000 de semnături adunate de Partidul Democrat, care sunt pentru. Eu am fost într-un fel martor, de exemplu, cum se colectau semnăturile în localitățile în care activez și eu. Și mi s-a părut că procesul era destul de loial a celor care adunau și a celor care semnau aceste semnături. Adică a fost un proces destul de democratic, hai să-i spunem așa. Deci, aceste partide, majoritatea partidelor probabil de mult și-au dat seama, și nu că și-au dat seama, dar era un trend în general. În ultimii 5-10 ani toate partidele înțelegeau că acest sistem pe liste de partid, deci s-a compromis și trebuie căutat o soluție. Deci care anume, bine, au găsit-o partidele care au găsit un consens în Parlament, poate putea fi altul. Care? Nu știm, pentru că n-au fost proiecte multe. Deci au fost două proiecte, a Partidului Democrat și a Partidului Socialiștilor. Și s-a găsit un compromis pe care îl avem exprimat în votarea, în primă lectură, deci sistemului mixt. Prin urmare, majoritatea partidelor au înțeles care este voința poporului și este evident pentru un partid care vrea să își facă rating politic, să acceadă în viitoarea guvernare cândva, că nu poți merge împotriva voinței politice. Uite că aceste 5 partide neglijează. Și nu numai că neglijează, dar îmi permit să spun că deci desfășoară propagandă și au isterie demagogică încercând să demonstreze, deci, că de fapt lucrurile stau exact invers. Că poporul ar vrea, de fapt, altceva decât un sistem care ar lega mai strâns alegătorul de cel ales. Și iată, s-a văzut primul rezultat, deci câtă lume s-a adunat. Eu presupun că lumea poate fi adunată mai multă, pentru că la noi deci există și au două televiziuni, deci și domnul Andrei Năstase și Maia Sandu au câte o televiziune prin care manipulează lumea. Și asta este clar. Și ar putea aduna mai multă lume. Dar până la urmă, dacă calculez care va fi efectul, dacă va fi atinsă ținta, îți dai seama că nu poate fi atinsă. Pentru că până la urmă te întâlnești față în față cu cei mulți care sunt de acord ori cu sistemul uninominal, ori cu cel mixt.
s-a ajuns la compromis. Bine, au votat 74 deputați. Chestia asta este de neglijat, chestia asta trebuie raportată la anumite opinii care sunt, de fapt, în mare parte izolate și sunt speculate, iar la televiziunile la care m-am referit. Deci se ia izolat părerile unor parlamentari din Parlamentul European și se dă drept opinia Parlamentului European. Se fac speculații și manipulări a opinii publice. În felul ăsta vrei să câștigi? Nu. Deci ai pe de o parte, de partea cealaltă, împotriva ta, adică împotriva ăstor cinci partide, ai adevărul și ai voința populară. Deci cum poți să trișezi, cum poți să driblezi aceste două lucruri importante? Domnule Reniță, de ce pe partidul PAS s-a șternut în viziunea mea, nu știu, un fel de tăcere, un fel de izolare până la periferia politicului s-a ajuns? E o poziție subiectivă sau este așa? Este clar că doamna Maia Sandu, ca lider a PAS-ului, nu poate valorifica votul de la alegerile prezidențiale. Asta da. Este foarte clar. Deci, un om care, în pofida faptului că nu a avut un așa mare rating popular, da. Nu a avut experiență politică, nu a construit nimic din punct de vedere politic în țara asta până ajunge la alegerile prezidențiale, deci s-a văzut la un moment dat cu asemenea rating, datorită faptului, nu datorită faptului ce a fost ea până la alegeri prezidențiale, datorită faptului că mulți votanți au votat în persoana ei vectorul european. Și în felul ăsta ea s-a ales, da, în pofida neajunsurilor ei ca politician, s-a ales cu un mare rating. Ce a făcut ea cum a valorificat ea acest rating? Prost. Destul de prost. Din ce cauză? Pentru că nu are pregătirea politică cum scade, pentru că nu are potențial de cultură generală, pentru că n-a făcut și n-a construit nimic politic până la asta, până au construit-o cei care stau în spatele ei. Din cauza asta, eu cred că ea va merge din prost în mai prost ca politician. Nu văd în preajma ei nici politicieni, nici oameni de valoare care ar stimula-o, i-ar da un mers politic mai elegant. Din cauza asta nu văd. Și s-a angajat și în chit când protestele astea care de fapt o să le aducă înfrângere. Altceva nu are cum să le aducă. Domnule Roibu, aceeași întrebare. De ce s-a așternut praful peste PAS și dacă e să raportăm la îndemnul liderului doamnei Sandu, ieri era unul destul de ferm, luăm umbrelele și venim la protest. Așa spunea dânsa, citat încheiat. Nu știu, prin umbrele vor face revoluție. Mie mi se pare că Partidul Acțiune și Solidaritate, și eu parțial am fiu de acord cu domnul Reniță, după alegerile prezidențiale, având un potențial număr de susținători enorm, nu l-a valorificat nicicum. Mai mult ca atât, eu observ o tendință oarecare în rândul acestor partide, dar și a Platformei Demnitate și Adevăr, și a Partidului Liberal Democrat și altor partide care erau ieri prezente. De exemplu, pe RDM-ul, în BOP-ul din aprilie este catalogat ca încredere zero. Dacă spune viitorul să aibă alegeri, atunci pentru pe RDM nu votează nimeni. Maia Sandu, pentru Andrei Năstase, pentru partidul său 3%, 3,2% și Maia Sandu nu este departe. Deci mie mi se pare că gruparea dată poate joacă un rol asupra lor. Dar eu aș vrea puțin să mă întorc la modificarea sistemului, la modificarea sistemului electoral și aș vrea să fac puțin în paralel cu Partidul Democrat. În viziunea mea, perdanția atât dacă rămâne, dacă noi nu schimbăm sistemul, da? Dacă ar exista anumite condiții în care sistemul nu s-ar schimba, atunci este absolut clar că Partidul Democrat pierde enorm. Este clar că Partidul Demnitate și Adevăr probabil nu trece în Parlament. PLDM în genere nu trece în Parlament. Partidul Liberal este sub prag. Și în cazul dat, e evident că actorii politici încearcă să se repoziționeze și să întreprindă tot ce este posibil ca ei să se regăsească în viitoarea formulă de guvernare sau, în genere, să se regăsească în viitorul parlament. Iată, anume din acest punct de vedere, eu privesc și protestul care a avut loc,
Pentru că vă dați seama, când ai 3,2% în cazul în care noi vorbim de alegeri pe liste de partid, nu știu, mai vorbim în cazul în care se schimbă sistemul, care sunt șansele tale în cazul în care tu taci? Dar nu poți taci, dar nici nu poți propune nimic concret. Pentru că în condițiile în care Partidul Democrat are suficienți deputați ca să schimbe, ca să schimbe sistemul electoral din majoritar în uninominal, așa cum se dorea inițial, poți stai să faci proteste cât noi face, dar următoarele alegeri se vor desfășura în condițiile în care a decis acel care se află la guvernare. Eu sunt de acord că oamenilor nu le place faptul că deputații ajung pe listele unui partid în Parlament, iar apoi părăsesc rândurile fracțiunii și devin membri altor... Fenomenul migrației politice. Bineînțeles. Da? Și eu să-mi permit să adresez și o critică domnului Candu, care, pe de o parte, vine și spune că noi am avut o colucrare foarte frumoasă cu acești 9 membri foști de la PLDM și iată că eu mă bucur că fracțiunea noastră crește și noi deja suntem 40, iar șeful său de partid iese și spune că noi, că traseismul politic este foarte periculos și societatea pierde încredere în politic și noi trebuie să renovăm cumva clasa politică. Iată, aceste două mesaje sunt în contradicție și eu înțeleg de ce Partidul Democrat înaintează cu aceste acțiuni. Și în tot acest amalgam, în tot aceste jocuri și mișcări politice, înțeleg destul de bine raționamentul cu care a ieșit președintele țării, domnul Dodon, pentru că, iată, eu am în fața mea titlul 3 din Constituția Republicii Moldova, care la Parlament spune că Parlamentul este compus din 101 deputați, modul de organizare și desfășurare a legilor este stabilit prin lege organică, iar legea organică se adoptă cu votul majorității deputaților aleși după cel puțin două lecturi. Deci dacă noi vorbim din punct de vedere legislativ, atunci Partidul Democrat avea toate instrumentele la îndemână ca să voteze sistemul uninominal, dacă nu s-ar fi implicat Partidul Socialiștilor și dacă aceștia nu ar fi avut un cuvânt de spus. Pentru că înțelegem destul de bine că proiectul lor a fost votat cu 52 de voturi și în cazul dat să vii să acuz pe altcineva sau să organizezi proteste în masă, atâta timp cât asta legal se întâmplă și noi înțelegem că deputații cei care sunt în Parlament, ei nu au nimerit din pod acolo, oamenii au votat, inclusiv oamenii care protestau în stradă, ei au venit pe listă cu acești oameni. Iată, este atât de complicată această întrebare ca să vii și spui pur și simplu că asta e alb și asta e negru, doar așa vrem, luăm umbrele și mergem la protest și nu protestăm până când nu se schimbă sistemul. Mie mi se pare destul de naiv și, cum și-a punctat domnul Reniță, probabil nepregătit până la capăt. Domnule Reniță, domnul Roibu făcea referire la diaspora. Eu vreau să vă întreb, diaspora are un cuvânt greu de spus la acest capitol, pentru că uneori se încearcă a vehicula cu punctul de vedere al dânșilor și uneori ceea ce spuneați are loc și rupturi din context. Da, deci probabil că ceea ce vine din diaspora sub aspect de proteste, mesaje, opinii, este cel mai material care este cel mai mult speculat și manipulat de către televiziunile opoziției, posturile de televiziune a opoziției. Și aici totuși eu mă gândesc că ar trebui să ne dăm seama că există două curente în această diasporă, da, distincte, nu din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere atitudinii oamenilor plecați peste hotare față de ce au lăsat ei acasă și față de Moldova. Și eu am văzut nu odată această atitudine, una bună, sănătoasă, cu dorință de a se întoarce, este o parte din diaspora, un curent distinct, și alta plină de dispreț. Când noi am plecat dintr-o ladă de gunoi, am scăpat în sfârșit și nu ne vom întoarce și vom critica cât vom putea și această critică, ea va fi de fapt, trebuie să fie înțeleasă ca deci, o atitudine democratică. Eu nu văd aici democrație. Ori îți iubești țara, ori nu ți-o iubești. Deci ori ești cu adevărat om care vrei să vii, ori te lansezi în niște opinii din mahalagism și pur și simplu îți disprețuiește țara. Văd deseori că curentul ăsta de dispreț față de țara noastră îl văd foarte des, deci cultivat la televiziunile opoziției. Că noi suntem așa, că noi suntem pe dincolo, că noi suntem demn de presuiți, că pe noi ne conduc deci babele și moșnegii,
că deci nu are, deci guvernarea este cu tare și cu tare oricare ar fi fost. Bine, deci dacă vrei să faci ceva pentru țară, o poți face într-adevăr și de acolo, trimițând bani la ai tăi, ajutând, poate investind în business. Pe de altă parte, trebuie să-ți dai seama că aici, sigur că e mult mai greu de trăit și aici se întâmplă totul. Și dacă vrei, implică-te. Și dacă vrei, vină și guvernează, fiind ministru cu 8.000 de lei sau președinte de țară cu 12.000 de lei. Dar demonstrează ce și poți. Demonstrează. Deci poți tu trăi, locui cu salariul ăsta. Pentru că se vorbește mult de corupție și suntem scuipați mereu. Dar pe de altă parte trebuie să ne dăm seama că deci, ei au plecat ca să-și aibă o bucată de pâine în plus, o bucată de unt pe pâine, dar aici oamenii tot vor să trăiască. Deci tu de acolo strigi cu dispreț la țara ta, dar aici oamenii trebuie cumva să iasă din situație, pentru că nu toți vor să plece, chiar nu toți vor să plece. Unii vor să-și rezolve problemele aici și nu se pot dispărți, nu vor să, la urma urmei, nu vor să riște cu familiilor să se despartă. Există și asemenea probleme și lucrurile trebuie privite în complex și cu toate aturile și neajunsurile. Nu că este diaspora și dacă o zici diaspora, păi trebuie să ascultăm. Trebuie de văzut ce fel de diaspora avem noi, ce oameni de diaspora spun anumite opinii și ce vor ei de fapt. Domnule Roibu, în cazul în care nu se va produce schimbări, peste două săptămâni, la 28 mai, va avea loc următoarea manifestație. Eu, în calitate de ziarist, pe parcursul zilei de ieri, nu am observat niciun factor de decizie ca să iasă să discute cu acești protestatari. Asta ar însemna că pe data de 28 mai urmează încă o adunare, încă un protest de amploare, cum îl numeau ei, pentru că începusem această emisiune de la cifră. Unele posturi de televiziune am auzit și de zeci de mii și ceea ce a stârnit zâmbetul, da, cu adevărat. Sute de mii. Nu. Da, sute de mii, după aceea a fost rectificare din partea directorului acestui post de radio. Da. Protestul este o formă sănătoasă în viziunea mea de a-ți manifesta poziția și faptul că ei au protestat și și-au comunicat viziunea asta este, în viziunea mea, sănătos. Este bine. Mai rău dacă la tot ce s-ar întâmpla în țară nu ar fi nicio reacție. Dar să ne supărăm sau să se supere ei că nu este nicio reacție din partea vreunui factor de decizie sau din partea vreunei fracțiuni în Parlament, nu cred că au pentru ce. Pentru că forțele politice majore din țară au ajuns la un anumit punct și în mod special opoziția a putut să-și impună punctul de vedere asupra la cum trebuie să meargă lucrurile mai departe, pentru că v-am spus, Partidul Democrat avea putea liber să instituie uninominalul. Dacă nu s-ar fi jucat într-un fel în șah președintele cu ei. Și este bine că nu se merge pe votul uninominal, pentru că așa și opoziția inclusiv are șansă mai mare. Dar iată, eu interpretez încercarea lor de a, dacă voi nu faceți așa, atunci noi iată ce vom face. Eu interpretez asta în cheie la sondajul BOP, despre care am amintit anterior, în care Piredimie are 0 și Andrei Năstase are 3%. Oamenii ăștia ceva trebuie să facă, pentru că de grabă începe perioada preelectorală. Peste un an și ceva, noi avem alegeri parlamentare și ei, indiferent de care va fi situație, cumva trebuie să manifeste, pentru că ori pe o cale, ori pe alta, ei trebuie să fie reprezentați în Parlament și anume din acest considerent ei și vor încerca să manifeste. Eu sunt absolut sigur că Parlamentul nu își va schimba atitudinea, 74 de deputați ăsta nu-s 2-3 și ei nu au nici instrumente, nici presiunea reală nu ar putea să o aibă asupra Parlamentului că ei se poate schimba opinia, așa că trebuie să fim pregătiți pentru un nou protest de amploare de sute de mii de oameni în fața Parlamentului. Domnule Roibu, încă din timpul campaniei electorale, tot mai mulți analiști politici puneau semn de egalitate între PAS, da, și aici mi-am mai notat acum mai nou și PLDM. Cât de reale sunt aceste ipoteze? În viitorul apropiat ne-am putea aștepta la o fuziune acestor partide? Pentru că până la urmă foarte mulți dintre noi găsim o serie de similitudini. Nu știu cum se va schimba legislația sub aspect electoral în privința blocurilor sau alianțelor în prag de alegeri, dar este cert faptul că, de exemplu, Partidul Acțiunii și Solidaritate este un descendent din Partidul Liberal Democrat. În viziunea mea asta este un colac de salvare, nu știu
cât de mult salvarele va da lor. Partidul DA este în viziunea mea o forță care reprezintă niște interese tare concrete și eu nu știu dacă mai sunt încă oameni care nu înțeleg lucrul DA, da, dacă nu este evident, pentru că chiar vedeam ieri că ei se la protest, adică vedeam protestul și observam cum ei într-un fel încercau să încline spre faptul că opinia lor nu este reprezentată în mass media, că Jurnal TV-ul este presat, cer scuze că am dat denumirea canalului, dar ca să înțeleagă telespectatorii, că este presat și este în pericol libertatea expresiei. Și eu atunci iată priveam și mă întrebam, dar unde erau oamenii ăștia când în 2013 guvernarea a închis NIT-ul? Ei la ce se gândeau atunci? Și eu atunci nu pot să continui să am încredere în ei sau să cred că ei sunt cumva deranjați, ori doresc să implice cu totalitate pentru a rezolva problemele reale din societate. Cel mai degrabă reprezintă interesele lor și da, într-adevăr aveți dreptate. Practic, sub aspect de viziune, sub aspect de număr, sub aspect de forță politică, ei nu sunt departe unul de altul. Domnule Reniță, a reapărut pe arena politică un politician, cel puțin cu o declarație. Mă refer la Renato Usatăi, care spunea că mai este în alertă din cauza protestului opoziției. Haideți să pornim de la rolul acestui partid și până la urmă să ajungem la însemnătatea unor declarații. Reprezintă ceva valoare pentru viitorul politic al țării noastre? Sau pot fi trecute lesne cu vederea? Probabil că pot fi trecute, nu știu cât de ușor, pentru că chiar dacă a fugit din țară, deci omul urmărit penal Usate, care este din întâmplare și politician, mai apare la televiziune, deci la televiziunile opoziției, deci ele sunt două, repet, acum consumă banii europeni ca să fie echidistanțe, dar rămân a fi instrumentele obediente ale opoziției, ale PAS-ului și a Demnității și a Partidului Demnitate și Adevăr. Deci, iată, la aceste două televiziuni, deci el apare aproape sistematic, deci este chemat la rampă prin Skype și, ca întotdeauna, îndrugă deci tot ce-i vine în cap, nu știu, sub influența la ce stimulenți chimici, putem doar să ghicim, dar el este atât de contradictoriu și spune lucruri atât de aiuratice și deplasate, încât în mod normal, deci logica nu-i poți înțelege, dar fiindcă lansează anumite, are un stil aparte, care ține de fapt de stilul oamenilor care s-au aflat mult în lumea interlopă, lumea îl ascultă, pentru că întotdeauna ceea ce este interzis este curios și interesant. Ceea ce spune el despre mai cum poate fi luat în serios dacă el este în conflict direct cu legea? Normal că deci, el întotdeauna va blama și începând de la legislație și oamenii legii și structurile respective. Nu știu, eu cred că lumea, membrii partidului lui Usatăi, că nu pot spune că e a nostru, da? Ca să nu... să nu fie interpretat diferit, da, asta. Să nu îmi ducem lumea în eroare, deci cred că se vor retrage încet, încet pe la partidele care vor au speranța să rămână în politică. Partidul nostru nu are cum să rămână în politică, el este fără viitor. Jurnalistul Valeriu Reniță nu s-a întrebat, cel puțin pe parcursul zilei de ieri, unde sunt partidele extraparlamentare? La protest? Da. Eu am spus că este normal ca ele să nu fie, pentru că majoritatea partidelor au înțeles că este o miză greșită să mizez pe un lucru care vine în contradicție cu voința poporului. Deci, dacă nu azi mâine, poi mâine, ei vor, deci, rezultatele lor vor fi zero la capitolul ăsta cu scrutinul, pentru că lumea a înțeles de mult că este mai aproape uninominalul și mixtul decât deci, sistemul compromis. Este un sistem compromis și eu cred că oricum nu ne vom mai întoarce la acest sistem, cel puțin în următorii 20-30 de ani. Domnule Roibu, haideți să vorbim despre un aspect destul de sensibil pentru societatea noastră. Este vorba de corupție, de cumpărarea locului pe listele electorale și ca să facem o tangență cu acest sistem mixt și până la urmă uninominal. Pentru că în toate tipurile de
electoral se invocă faptul ăsta că se poate cumpăra persoana, se poate cumpăra locul pe listele de partid și așa mai departe. Haideți să vedem cât de plauzibile până la urmă rămân a fi aceste argumente ale celor care critică. Nu, din punct de vedere doctrinar sau idealist vorbind, e clar că echipa care constituie partidul, atunci când se pregătește de alegeri, îi selectează cei mai buni dintre cei mai buni și formează lista electorală. Însă noi cunoaștem destul de bine că sunt partide și sunt cazuri, sunt persoane care sunt dispuse să nu se ocupe atât de mult de politică, dar care, de exemplu, au nevoie de imunitate. Iată, eu mi-aduc aminte deputatul Guma, Valeriu Guma, de la Partidul Democrat, care... Nu știu cât de implicat era domnului în politică, dar precis avea nevoie de imunitate. Și iată, din acest punct de vedere, e clar că unii vor căuta pentru imunitate, alții vor căuta pentru a-și lărgi sfera de influență, contacte, de a putea influența mersul lucrurilor în guvern sau în alte structuri, respectiv urmărind scopul de a avea beneficii financiare, concret. Urmărind ceea ce spuneți dumneavoastră, există o serie de deputați care pe parcursul, iată, ultimei legislaturi, spre exemplu, nu au venit nici cu un proiect de lege, nici cu, nu știu, modificări și așa mai departe. Aceștia am putea include în categoria despre care vorbiți dumneavoastră? Nu neapărat. Nu neapărat. Eu nu am putut să-mi finisez gând, da. Dar eu am vrut să spun că acest fenomen nu neapărat este caracteristic fiecărui partid și fiecărui list și fiecărui parlament. Da. Este cert că la anumite etape existau oameni și există oameni de acest gen, însă nu de fiecare dată. Ceea ce ține de înaintarea inițiativelor legislative, trebuie să înțelegem că Parlamentul este un organ comun, inclusiv și fracțiunile, unii lucrează mai mulți oameni asupra unui singur proiect și nu neapărat că tu să vii în fiecare zi cu proiecte noi, să înregistrezi că la urmă în raportul despre sesiunea Parlamentului să indici secretariatul câte inițiative legislative și tu să te bați cu pumnul în piept că ești un deputat foarte activ. Dar ei vin în cel mai multe cazuri, vin cu inițiative în grup și asta nu este rău absolut deloc. Eu vorbesc de, mă refer cel puțin la alt aspect, la aspectul în care deputatul își iubește propriul popor, în care deputatul merge prin sat să vadă cum trăiesc oamenii. Și eu am avut fericirea să cunosc deputați care fără a se jena, fără nicio rușine, mergeau în satul Pervomaiscu, în raionul Hâncești, strada Ion Creangă, și intrau în casă la om și discutau problema pe care el o are și încerca să găsească soluții. Aici mă refer la domnul ambasador Neguță, care de curând a părăsit Parlamentul și pleacă ambasador la Moscova. Și iată, eu aș vrea să văd mai mulți deputați de acest gen care au o gândire, de stat, care se văd pe sine dedicați lucrului în aparatul de stat, în tot felul de structuri, în serviciu public, ca grija cetățeanului să fie o valoare supremă pentru el și el să se dedice în totalitate. Anticipând unele întrebări, am să vă spun că nu toți gândesc așa, cu părere de rău. În Parlamentul actual eu cunosc și îmi pare rău că cunosc așa persoane care au venit cu un simplu interes obscur, care nu prea au competență, care nu prea posedă cunoștință și cel mai important e nu știu despre poporul. Domnule Reniță, prin sistemul electoral mixt, resetăm clasa politică? Aducem oameni noi, suflu nou? Pentru că de asta discutăm de fiecare dată, cred că în acești ani de independență a fost principalul subiect. Da, fără îndoială că vom aduce oameni noi și nu mă îndoiesc de faptul că vom aduce mai multă competență juridică, economică, pentru că, bine, pe liste, sigur că va rămâne, din păcate, în multe partide tradiția de a face lista așa cum vrea liderul, fără a avea o competență bazată pe democrație internă, o competiție bazată pe democrație internă, dar va fi foarte greu acum, după și campania care a făcut-o destul de largă și cu durată în timp, care a făcut-o Partidul Democrat, va fi foarte greu să treci în circumscripții uninominale, să treci oameni care, iertați-mă, deci, repetarea, care n-au trecere. Deci cei care lumea îi va vedea că n-au talent pentru deputat, care vorba colegului meu disprețuiesc poporul, nu că
nu-l iubesc. Dar chiar, chiar îl disprețuiesc. Statul inclusiv. Da. Deci ăștia, eu cred că lor le va fi mai greu să trișeze. Deci e posibil. Deci nu. Întotdeauna politicienii sunt în mare parte buni actori. Cei că partidele politice care s-au compromis, credeți că mai au șanse de reabilitare prin înaintarea, nu știu, a persoanelor în anumite circumscripții? Dacă, de exemplu, asemenea partide cum ar fi PLDM, ar înainta din numele PLDM, din numele, adică și din numele neuitatului Filat, deci eu cred că nu au nicio șansă, nicio șansă. Poate pe circumscripții, dacă se ascund, dacă nu pun în față, deci, aceste distincții de care am vorbit. Eu cred că, de exemplu, asemenea partid... În teritoriu ține argumentul că votăm omul și nu doctrina sau partidul, da, cum se întâmplă în alegeri locale? Pe circumscripții, deci acolo unde se va vota pe circumscripții, deci câteva candidaturi, da. Da, va fi competiții între oameni și nu va fi un teritoriu atât de întins, de mare, ca oamenii să nu cunoască cine. Și de obicei se vor înainta probabil de regulă oameni din teritoriu pe care lumea îi cunoaște și care are încredere. Cei mai buni și cei mai puternici. Nu pur și simplu reprezentanța teritoriilor date, cum se întâmplă în unele cazuri pe liste. Domnule Roibu, de ce s-a creat această carență între electorat și parlamentari, la modul concret, atunci când este un vacuum de informații, de colaborare și așa mai departe? Probabil de aici s-a început și această epopeie cu schimbarea sistemului electoral, pentru că am pierdut toate pârghiile de a-l trage la răspundere, a-l trage la tablă, dacă vreți, pe deputatul pe care l-am ales. Acum redresăm situația? Eu nu cred că noi vreodată am avut posibilitatea să tragem la răspundere deputatul pe care l-am ales. Nu știu dacă vom avea vreodată, nu știu dacă asta se întâmplă în țările învecinate nouă, pentru că ei au imunitate, ei de obicei fac parte din grupuri de interes, din grupuri influente și mare influență, ce o să spună un sat despre un deputat asupra carierei lui de parlamentar nu poate să aibă. Eu nu cred în asta, cel puțin. Este altceva ce spun părăcenii oamenilor atunci când argumentează, dar eu cel puțin nu cred în asta. Carența între parlamentari și electorat se creează, în viziunea mea, a doua zi după alegeri. Noi ne facem a uita, dar noi trebuie să ținem cont că la 20 ianuarie 2016, în timpul nopții, a fost investit un guvern. Iată, de acolo a pornit adâncitura cea mare între electorat și între parlamentari. Noi ne dăm seama că un partid care a trecut cu 15-17 deputați real acumulați în urma alegerilor, iar după redistribuire cu 19 deputați în Parlament, astăzi are 40. El se bucură de asta și tot el vine cu inițiativa de uninominal. Pentru mine asta este ciudat. Și iată, oamenii când privesc asemenea... Scenarii? Eu aș merge mai departe. Cinism. Nu vreau să fiu prea dur, dar asta este destul de cinic. Când tu ai din senin 40 deputați, dar critici fenomenul care pentru te-a făcut cea mai mare fracțiune din Parlament. Iată, în situația dată, cum vreți că el să aibă încredere sau să țină legătura cu dânsul? El așteaptă cu mare plăcere să vină următoarele alegeri peste 4 ani, și la maxim posibil să voteze, să dă un vot de protest sau să voteze o nouă forță, un nou partid care va reprezenta mai bine interesele. Eu înțeleg destul de bine că PD-ul și nu doar PD-ul se gândesc la modul cel mai serios și să acționeze în paleta tuturor instrumentelor disponibile ca să poată să se salveze și la guvernare și în Parlament, și asta privește și Partidul Liberal, și asta privește și actorii care vor să intre în viitorul Parlament, pentru că nu în zadar ei nu știu cât costă să asigure existența Jurnal TV pe o zi sau pe o lună de zile, dar înțeleg destul de mult că asta costă. Asta costă și în viziunea mea ei o fac cu scopul de a-și răscumpăra banii în cel mai rău caz, dar în cel mai bun de a-și mări influența și inclusiv capitalurile. Asta o demonstrează practica mai multor ani, cel puțin a ultimilor 7-8 ani, când în viziunea mea Republica Moldova merge în descreștere totală. Și absolut în toate direcțiile. Eu nu știu dacă în ultima perioadă noi am avut comasări de ministere, dacă noi am avut lichidări de structuri și așa mai departe, bugete austere, dacă s-au redus într-un număr atât de serios locurile bugetare în universități, căminile, plățile sociale și așa mai departe, dacă s-a mărit vârsta de pensionare. Iată, când ei în totalitate acțiunile celor care guvernează țara, înțelegi destul de bine, deși este normal să existe o carență între electorat și parlamentari.
Domnule Reniță, dacă nu mă înșeală memoria, acum 6 ani în Republica Moldova ne-am confruntat cu un fenomen numit absenteism. Eu vreau ca să rămânem pe marginea acestei dimensiuni și să vedem, nu ne mai paște odată acest pericol, pentru că această întrebare iese din gradul scăzut de încredere a populației în anumite partide politice. Nu vă referiți la referendum? Da, probabil. Și la referendum, dar și la alegeri propriu-zis, dacă vor fi mixte sau de orice altă natură. Nu, deci fenomenul ăsta s-a manifestat categoric tocmai atunci când am avut primul referendum. Da. Dacă nu-l socotim pe cel care trebuie să aibă și n-a avut loc sau a avut loc în anumite localități în 1990. Da. Pentru atunci oamenii au votat pentru păstrarea Uniunii Sovietice. Deci și după acel an, primul referendum în statul democratic, Republica dacă Moldova, nu sunt prea categoric, da. deci în nou stat l-am avut atunci și oamenii nici n-au prea înțeles despre ce este probabil vorba și nici nu li s-a părut probabil foarte actuală chestiunea care era pusă. Poate nici n-a fost bine lucrat la companie, da. Chiar n-a tot fost. Că au fost tocmai 3 partide care se opun chestiunea. Da, și care aveau instrumentul. Nu știu. Probabil că era și o chestie de debut. Și ca toate știți, chestiile de debut, ele sunt deseori duc la eșec. Bine. La alegeri noi am avut tot timpul peste 50%, în jur de 60%, prezență și asta este bine din toate punctele de vedere. Acum tot se va da o luptă destul de acerbă. Da, între oamenii care vor fi pe circumscripții, vor candida pe liste de partid, se va păstra și deci contradicția asta geopolitică vest-est neapărat. Deci sunt mai mulți factori care îi vor motiva pe cetățean să iasă și eu cred că pur și simplu încă lumea a păstrat atitudinea asta față de scrutin, de cetățenească, adică de civism. Dumneavoastră, în calitate de jurnalist, ce evenimente politice vedeți în anul 2017, reieșind din faptul că se colectează semnături pentru demiterea primarului general? Igor Dodon, președintele țării, vine cu inițiativa și el de desfășurarea unui referendum. Vorbim despre potențiale alegeri anticipate, dacă se va coagula starea favorabilă. Care ar putea să prindă contur? Deci, evenimentul numărul 1 ăsta, dacă se votează, cred că mai curând, da, se votează sistemul, deci, mixt, da, de scrutin. Evenimentul numărul 2 ar putea fi demiterea în urma referendumului a primarului Chișinăului. Referendumul de care vorbiți, care are prea multe, da, întrebări, în opinia mea. La 4 întrebări. Da, da. Deși normal oamenii răspund la una, după asta se cam încălcesc. Eu cred că poate va avea loc, nu știu, se vor găsi bani, pentru că guvernul nu prea vrea să participe material la desfășurarea referendumului. Se vor găsi, nu s-ar găsi, se va găsi vreo modalitate, dar din nou, consecințele juridice, știți care sunt în urma referendumului, ele aproape că nu sunt. Și alegerile eu cred că vor fi ordinare. Nu văd motive, acum cel puțin din perspectiva zilei de azi, nu văd motive pentru care el s-ar desfășura mai înainte de timp. Domnule Roibu, aceeași întrebare. Ce ne așteaptă în 2017? Două referendumuri, alegeri anticipate? Din punctul meu de vedere, pe lângă ceea ce a menționat, da, domnul Reniță, eu aș mai menționa o activizare destul de agresivă, o propagandă destul de agresivă a partidelor extraparlamentare și a partidelor cu un rating mic, dar care vor să se impună, și aici mă refer și inclusiv la Partidul Acțiunii Solidaritate, la Partidul Demnitate și Adevăr. Eu nu cred că Peledimeu va mai găsi forță să continue activitatea politică, pentru că este un proiect în ziua mea deja eșuat. Dar persoanele care activează acolo se vor regăsi neapărat pe listele altor partide, să nu uităm și de Partidul Unității Naționale, al lui, da, domnul Șalaru,
care la fel vor încerca să-și facă loc în, în politicul moldovenesc și ei vor trebui să vină cu mesaje destul de dure, mesaje agresive, cu ceva nou provocator ca să poată să se manifeste, ca să poată să fie luat în seamă de către legător și ca ulterior să poată să aibă un rezultat oricare la alegeri. Iată, în viziunea mea, această, hai să-i spunem, tensiune în societate crescândă din partea actorilor mici extraparlamentari va domina perioada preelectorală și electorală inclusiv până la următoarele alegeri parlamentare. Domnule Reniță, domnule Roibu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV.